Mergem mai departe acum, doamnelor și domnilor. Își împarte viața între slujirea lui Dumnezeu și vindecarea oamenilor. Face bine la trup și suflet deopotrivă și este o prezență aparte într-un spital. Vorbim despre Maica Anastasia, așa cum este ea cunoscută în viața monahală, sau despre medicul primar Ana Maria Pah, așa cum scrie pe parafa ei. Crede cu tărie că bolile trupești pleacă de cele mai multe ori de la o problemă sufletească. Haideți să-i vedem povestea. Halatul alb se îmbină perfect cu haina monahală, iar Ana Maria Pah sau Maica Anastasia le poartă cu mândrie și responsabilitate pe amândouă. La mine cele două se îmbrățișează, albul cu negru. Lucrează de mai bine de o jumătate de an într-un spital din Timișoara și este o prezență aparte pe holurile unității sanitare. Sunt medic primar medicină internă și specialist cardiologie. Colegii îmi spun Ana, în spital îmi spun doamna doctor, cei care mă cunosc de când sunt maică îmi spun Maica. Dimineața, înainte să ajungă la spital, prima oprire o face la Catedrala Metropolitană, unde cere ajutor divinității. Îi spun bună dimineața și rog să mă ajute. Energia asta de unde vă luați? Păi numai de la Dumnezeu. El e cel care ne dă energie. Noi ca oameni suntem și suflet și trup. Problemele sufletești de multe ori influențează și trupul. Cei mai uimiți de parcursul său sunt studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, pe care îi îndrumă ca asistent universitar. Eu când mă văd, nu zic nimic ca prima dată, rămân foarte uimiți și pe urmă, după ce discutăm, mă întreabă: dar de ce sunteți și maică, dar cum ați ajuns? Cei pe care i-a vindecat spun că este un medic al trupului și doctor al sufletului. Afinitatea aceasta spirituală, sufletească, duhovnicească, dă un imbold extraordinar celor care se simt bolnavi aici. E o prezență binevenită și ne bucurăm că pacienții sunt foarte fericiți și maica are foarte mulți pacienți. Eu am pacienți de diferite confesiuni. Și dacă văd că este o problemă, atunci îi trimit, de exemplu, pe cei care sunt ortodoxi, îi trimit la biserică, la preot să se spovedească. Și pentru că toate se întâmplă cu un scop, în ajunul Crăciunului, când celebrăm nașterea Domnului, măicuța Anastasia este de gardă, așteptând să vindece și trupuri și suflete.